Jaja, bajola, baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața bate filmul, văzând un articol despre Marea Britanie, cumva că Uniunea Europeană nu vrea să le mai acorde prea multe răspunsuri pozitive la întrebările și solicitările transmise de aceștia, vrem să vorbim exact despre asta. Ce se va întâmpla cu Marea Britanie? Eventual, dacă își închid sau nu granițile vis-a-vis de ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, un lucru foarte important, pentru că exact așa au transmis oficialii Uniunii, că în cazul în care Marea Britanie va închide granițele, între ghilimele, adică nu va permite libera trecere pentru cei din Uniune, atunci lucrurile se vor agrava. Haideți să vorbim despre lucrul acesta. Cred că Marea Britanie a avut mereu un rol de gică contra în relațiile europene. Și nu cred că Marea Britanie a intrat cu un scop propriu în Uniunea Europeană la început. Asta, ce părere să am. Păi am un băiat acolo la studii, așa, universitare și normal. Știu, dar nu mă abțin. Nu cunosc eu așa ceva. Marea Britanie vrea să iese din Uniunea Europeană. Asta știți. Ah, da, Marea Britanie. Nu, noi n-am fi de acord să iasă, să fim toți grămadă acolo, cred că mai bine ar fi, eu știu eu. Eu cred că da, pentru că toată mâna de lucru pe care o au ei provine în mare parte din țările din afara Marii Britanii. Din câte am înțeles de la băiat, da. Pentru că au de pierdut, cel puțin pe partea studenților. Nu cred. De ce? Nu știu, asta nu poate să... În condițiile astea cred că le închide, dar din cauza emigranților cred că închide Marea Britanie, închide granițele. Nu cred că Uniunea Europeană depinde de Marea Britanie. Așa. Și prin urmare rămâne de văzut ce se întâmplă. Aha. Nu știu cum va reacționa, este politică și sincer nu vă interesează. Nu prea. Probabil aspru. La noi toată lumea spune că nu e așa bine cu primit pe imigrați la noi în Uniunea Europeană. Dar noi suntem mici pentru așa ceva. Marea Britanie nu cred că are ceva de pierdut, așa cum nici Uniunea Europeană nu are nimic de pierdut. Probabil spațiul Schengen, dar nu cred. Ce are de pierdut? Păi, din punctul meu de vedere, v-am spus strict, pentru că am un băiat acolo, studenți europeni. Și în rest... Exact. Cred că da. Muncitori, care marea majoritate din muncitori și... Dacă închid granițele. În rest, da. Dar dacă nu? Dacă nu, mai puțin. Păi... Ce are de pierdut? Are de pierdut că probabil că îi se simte mai bine singuri decât în Europa. Probabil. Da, dar nu prea cunosc eu toate... Vor rămâne acolo. Da? Da, eu cred că vor rămâne acolo pentru că nu îi scoate nimeni afară. Nu îi dă nimeni afară din Marea Britanie. Se vor descurca ca și până acum. Vor rămâne. Vor încerca să supraviețuiască. Vor încerca să supraviețuiască cum pot ei mai bine. Ori se întorc în țară, ori rămâne acolo. Cum depinde de consecințe care o să fie. Vor veni acasă, vor veni în Europa, din coace. Da, dacă acolo se închide granițele. Dar ar fi bine dacă ar lucra acolo, ar fi și bine, pentru că nu se închide granițele, dar dacă se închid, da. O problemă spinoasă. Ce-i drept nu e foarte aproape de noi, dar în același timp ne influențează foarte mult. Există mulți români plecați acolo, am întâlnit mulți români care muncesc acolo, am prieteni destui care sunt acolo, foști colegi. În anumite condiții se pare că viața de acolo este ceva mai bună, dintr-o anumită perspectivă. Sigur, există și minusurile implicite, că nu ești alături de toți cei care îți sunt în cercul de apropiați, sunt destule, dar la bază le este bine. Dacă va fi așa sau nu în continuare, doar timpul poate să... de acest răspuns. Dacă aveți idei, vă așteptăm pe www.bbf.ro, puteți intra și pe Facebook, la fel să ne dați mesaje, pe Viața bate filmul. Dacă vă interesează publicitatea, puteți da un SMS pentru emisiunea noastră. Pentru Viața bate filmul, Steve. Nu, noi n-am fi de acord să iasă, să fim toți grămadă acolo, cred că mai bine ar fi, eu știu eu.
Mă numesc Filuț Ursu, sunt din satul de Luț, comuna Fundul Moldovei, județul Suceava, și duc în continuare această tradiție de 23 de ani de când am făcut fabricuța asta de prelucrare a laptelui. Produsele noastre care le facem aici le puteți găsi în magazinul Real, Cașcaval, Caș, Urdeș și Brânză Frământată. Real sprijină economia orașului și a regiunii. Creștem împreună cu clienții și partenerii noștri. Real, fără egal. Noi vulcanizăm! Ai făcut o pană? Mare lucru! Mergi la vulcanizare! Faci pană din nou! Mare lucru! A greșit ceva! Revin! Faci iar pană! Băi, ăsta nu știe ce face! Apelează la cei ce au experiență! Vino la vulcanizare la Adi, în Burdujeni! Intră pe vulcanizaremobilă.ro sau sună la 0745 149424 și beneficiază de cele mai bune servicii de vulcanizare la sediul nostru sau pe teren, acolo unde ai făcut pana! Vulcanizaremobilă.ro. Ajungem noi la tine!